De aici și începem cu această primă poziție. Stai să ne fac și pe asta mai mare, cât de cât mai mare, așa, să vedeți mai bine. Bun, deci încă o dată, învățăm din partidele lui Magnus Carlsen. Mie îmi plac partidele lui Magnus Carlsen pentru că tot timpul acest jucător, care este cel mai mare jucător din toate timpurile, Magnus Carlsen, ne învață pur și simplu cum se gândește el și e ceva, un lucru foarte bun pentru noi. Noi știm că fiind la mutare ne uităm prima dată după șahuri, da? Pe urmă ne uităm după capturi gratis, dar de foarte multe ori nu avem nici șahuri, nici capturi gratis. Analizându-vă eu această poziție, albul are într-adevăr o poziție mai bună, mai precis, are un pion în plus, da? Dar nu se vede cum câștigă imediat. În momentul când nu observi cum câștigi imediat, este foarte bine să cauți, să creezi amenințări la adversar. Și uitați ce mutare joacă albul aici. Îi întinde negrului o cursă. La negru, fiind de asemenea un mare jucător, un mare maestru foarte puternic, Pavel Elianov. Și joacă E5. Aceste 5 practic pare o prostie, pentru că eu aș avea 3 bătăi, nu? Stai să... Așa. Hai mă, șterge-te și tu, mă rog. Deci are 3 bătăi pe pion, dar și săracul Eliano, fără să-și dea seama, bat. Zice, păi am 3 bătăi, tu nu ai decât o singură apară. Ce joacă alb aici și negru cedează? Pentru că încă o dată, rețineți, pentru a fi un jucător periculos, trebuie ca la fiecare mutare să pierzi câteva secunde. Pentru a vedea dacă nu există ceva extrem de periculos pentru adversar. Și negru nu și-a dat seama și... Daniele, tu ai auzit de atacul dublu? Ce este atacul dublu? Știi ce este atacul dublu? Când o piesă este atacată de două piese. Nu. Când cu o piesă ta atați simultan două piese adverse. E mare diferență. Deci când cu o piesă ta atați simultan două piese adverse sau o piesă și un câmp, o să vezi. Deci, încă o dată, nu când cu două piese de ale tale ataci o singură piesă adversă, că ăla nu-i atac dublu. Nu. Alea sunt mai multe bătăi, ca să spun așa. Atacul dublu, de exemplu, este așa. Uite-te, Daniele, șah. Îți atac regele cu dama? Da. Dar să atac și turnul? Da. Ăsta este atacul dublu. Atac dublu de damă. Deci trebuie să muți din rege și eu ți-au turnul degeaba. Da? Bun. Deci, încă o dată am văzut cum a funcționat, ca să spun așa, această cursă. Aici, de exemplu, trebuia să bată cu turnul. Și după turnea, din nou șah, dar după ce bate și bat, alb ar fi rămas în continuare cu un pion în plus. Deși la ora actuală nu are un pion în plus, el va rămâne cu un pion în plus, pentru că are și pionul acesta și pionul acesta atacat de cap. Și ăsta e atac dublu de cal, Daniele. La atacurile duble de cal, denumirea mai este foarte des întâlnită, denumirea furculiță de cal. De asemenea, când ataci dublu cu pionul, două piese adverse, este furculiță de pion. Da? Aici vom vedea cum chiar cei mai buni jucători nu reușesc să găsească cele mai bune continuări în poziții complexe. Asta este o poziție din meciul pentru titlul mondial.
din 2013, Magnus Carlsen versus Viswanathanand. Deci e meci pentru titlul mondial, da? Și când te gândești pe parcursul unei partide și a unei poziții cum este cea de față, la mutări liniștite, la mutări strategice, pentru că nu există contact direct între piețe în acest moment. Așa, este dificil ca deodată să treci la variante concrete de calcul. Și aici Magnus Carlsen, care este la alb, face o greșeală cât el de mare, joacă rege de 2. Ne observăm pur și simplu că negru poate să-i bată piul. Observați, dacă bat, îți bat. Tot timpul ne uităm ce luăm și ce dăm. Practic, negru în varianta asta ar fi dat un cal și ar fi dat un tur și un piul. Dar te poți gândi, pe bine, dar de ce nu poți să bat inițial și după ce bat să-ți bat calul? Nu! Acest cal are șah. Și când vin el, iar are șah. Și când vin el, acum îți bat. Și când bați, acum îți bat. Și ne uităm cine e în avantaj material aici. Negru are doi pioni în plus. La acest nivel, albul poate ceda. Dar știți care e culmea? Nici Viswanathanand, adică negru, în acest moment, după ce Magnus Carlsen joacă rege de 2, nu, el tot la o mutare strategică se uita, pentru că asta este o variantă de calcul, o mutare tactică ar fi fost acest cal pe E5. Da? Practic un prim sacrificiu, dar e un cal pe pion. Dar încă o dată, el se uita, săracul, nu considera că poziția aceasta nu poate, în această poziție nu poate exista niciun fel de lovituri tactice și el a jucat aici a 4. Da? Și evident că după rege e 2, ca pură curiozitate, uitați cum a decurs partida asta, A3, F3, turn de 8, rege 1, turn de 7, nebun C1, turna 8 ca să-și apere pionul din A3, rege E2, nebun A4, nebun E4, șah, n-ai decât nebun C6 la loc, nebunea pe G6, feia pe G6, turnea pe G6 și pionii negrului încep să pice ca spicele de grâu. Nebun A4, turnea pe E6, turn de 1, nebun A3, turn A1, rege E3, nebun C2, turn E7, șah. Și negru a cedat aici. Să știți că a fost așa de importantă această partidă, pentru că ea efectiv a rupt echilibrul în meciul din 2013. Deci, încă o dată, poziția inițială. Albul face greșeală, pentru că, vedeți, chiar și mari jucători fac greșeli. Greșelile sunt inerente. Oricât de puternic ai juca așa, acest sport este așa de complex încât numai calculatoarele au ajuns să joace fără greșeală. Deci dacă ar fi jucat rege de 1, ar fi fost excelent, dar ar fi jucat rege de 2. Și negru ar fi avut aici calea pe E5 și el ar fi fost cel care câștigă partida. Nevăzând calea pe E5 și jucând A4, Magnus Carlsen a scăpat și l-a bătut pe Anand. Din nou o poziție foarte hoțomană, în care albul are un pion în plus, da? Are un rege, o damă și pion care se duce încolo contra rege și damă. Poziția asta este din nou dintr-o partidă Magnus Carlsen Levon Aronian. De obicei, astfel de poziții, să știți, că sunt cam remise. Degeaba ai un pion în plus. Dar trebuie totuși cu negru să știi cum să joci. Deci după G4, că ăsta este singurul plan. Care e singurul plan de câștig al albului aici? Zi, Daniela, nu cumva să transforme acest pion în altceva mai valoros, mai precis într-o damă? Ăsta e singurul plan. Da. Pentru că dacă n-ar fi acest pion în plus, da, să aibă două dame. Și atunci, ca să-l transform, trebuie să înaintezi. G4, șah, rege G5 și aici negru îi dă greșit acest damă C1 șah.
într-un fel gândindu-se, băi, n-ai cum unde să scapi cu regele tău de șahurile mele. Adevărul că trebuia să joace dama E4 și poziția asta pusă pe calculator este considerată de calculator și pe bună dreptate ca prin remise. Albul nu poate scate dama. Dar acest șah, după rege G6, din nou șah, dama F5 și nu mai e șah. Decât aici. Dar dacă îl dai pe ăsta, te ia gaia imediat. După dama F6, trebuie să bați. Aici trebuie să... Dar să fii atent, să nu faci așa, că îi dai pat, da? Trebuie să vii înapoi și te duci pe calea scurtă. Sper că știți asta, v-a învățat un profesor, nu? Și acum scot dama și efectiv voi... Da, pe cine cauți? Deci voi scoate dama și voi da și acum. Căutați pe cineva? Domnul Costi. Da, eu sunt. Am venit jos de telefon acum, am venit așa. Am și un băiețel, dacă se poate să arătea și pe el. Da. Așa, nu se poate. Lăsați-l aici și dacă îi place, avem până la 7:30, avem marș și joi, da? Cum te cheamă? Ștefan, îmi spune, da? Ștefan, da. Deci tu ești Ștefan, eu sunt Costi, ea e Melisa, da? Milena. Milena, are un nume mai grecesc, am spus eu. Eric și Daniel, da? Bun. Sunt nume, mai mult nume care nu prea sunt așa. Da. Lăsați-l și veniți după el la 7:30, da? Din gând? Da. Ștefan, știi să mă spiesele? Da. Mă bucur. Uită-te acolo. 7:30, da? Da, da, da. A, eu sunt aici. Puteți sta și aici, dacă vreau. Nu stau eu, nu. Nu stau eu. Bun, vă plimbați. Și vin la 7:30, da? Veniți la 7:30. Gata, domnule, sau coboară el, dacă vă e mai greu. Stați dacă vă e mai greu. Chiar vreau să-l ajutați, da? Da. Oricum să știți. Sunt deosebit, da. Mersi. Bun. Veniți la 7:30? Eu sunt aici, nu știu, da? O poziție aproape identică din nou al lui Magnus Carlsen împotriva lui Hikaru Nakamura. Aici Magnus Carlsen are chiar doi pioni. Dar cum sunt acești doi pioni? Dubli, nu? Acești doi pioni dubli fac de fapt cât unul singur. Dar totuși șansele sunt puțin mai mari pentru Magnus Carlsen de a câștiga aici. Și uitați cum câștigă Magnus Carlsen, dar încă o dată câștigă numai și numai pentru că negru greșește la un moment dat. Dama de 7-7, rege G6, dama de 6-7, rege G7 și aici joacă dama de 5. Și în loc să joace un simplu dama C2, să zicem, deci dama de 5 a jucat pentru a-și apăra pionul din G2, da? În loc să joace dama C2, să zicem, cu egalitate, joacă Hikaru Nakamura și în criză de timp joacă înapoi rege G6. Ceea ce se dovedește o greșeală grosolană pentru că îi dă acest șah. Hai să le luăm pe rând. Câte câmpuri are acel rege? Două câmpuri, nu? Aici și aici. Păi dacă vii aici, ești mat într-o mutare. Ce aici? Nu eu vorbesc, Milena, încă dar. Și atunci Hikaru se duce aici. Păi ce muta albă aici pentru a crea un atac liniar? Ați făcut și atac liniar? Încă o dată, eu sunt în faza de cunoaștere cu dumneavoastră. Atacul liniar este foarte asemănător cu legare, numai că la atac liniar, două piese aflându-se pe aceeași diagonală, linii sau coloană, piesa mai importantă este în față și trebuie să dea la în spate. Ia uitați-vă aici. Urmează dama H8 șah. E mai important un rege decât o damă? Da, de aceea piesa mai importantă e în față. Ăsta se dă la o parte și eu ți-au piesa din spate. Deci, încă o dată, atacul liniar se deosebește de legare pentru că piesa mai importantă este în față. De exemplu,
haideți să, ca să vă aduc aminte, simplu, cum să pun eu? Să pun așa și așa. Și a avut la un tare. Ăsta este tot atac liniar? Da. Pur și simplu trebuie să muți și ți-am luat turnul. Da? Dar ăsta ce este? Ia stați așa să vă arăt alta. Ca să înțelegeți diferența. Alul la mutare. Hai să-i fac și un rege. Asta e legare. Deci, de asemenea, ca și la atac liniar, sunt două piese pe aceeași diagonală aici, dar piesa mai importantă între rege și cal este regele și în spate. Calul ăsta fiind legat total. Da? Asta este mica marea diferență între atac liniar și legare. După părerea dumneavoastră, care e mai periculoasă? Legarea sau atacul liniar? Felicitări! Atacul liniar este mult mai periculos pentru că de obicei te ferești, te obligă pe tine să muți piesa și adversarul îți ia piesa din spate. Și acum, având în vedere să facem mici exerciții, mai bine că vă și explicai, albul e la mutare. De exemplu, ultima mutare a negrului precis a fost turnul E7. Care e cea mai importantă, Ștefan, întrebare în șah? Știi care e cea mai importantă întrebare în șah? De ce face adversarul mutarea aia? Păi vrea să-mi ia dama, nemer micuțul. Dacă nu spui întrebarea asta și mult să zicem, nu te uiți pe tablă, zici, a, mut G4 să iau calul. Păi da, dar eu rămâi adam. Deci, încă o dată, cea mai importantă întrebare în șah este de ce? De ce face adversarul putarea? Ai văzut de ce și pe urmă zici că ești la mutare și te gândești, te uiți după șahuri, vreau să toți patru să rețineți. În ordinea următoare vă uitați. Șahuri, capturi gratis sau creare de amenințări. Aici albul are ori un atac dublu, ori un atac liniar. Pentru prima dată răspundeți la întrebare ce este ăsta, atac dublu sau atac liniar. Albul câștigă aici, dar ce realizează, atac dublu sau atac liniar? Zieri. Foarte bine, ce mută? Damă de 5, foarte bine. Deci, șah și turnuleț. A mutat, să zicem, damă, bye-bye. Sau a mutat din rege, bye-bye. Nu interesează. Eu ți-am luat un turn degeaba, da? Felicitări, Eric. Și aici e 0-1, deci trecem invers. Ce este ăsta? Atac dublu sau atac liniar? Negru la mutare, da? Deci negru la mutare câștigă aici realizând un atac dublu sau liniar. Dacă ne uităm la armatele existente pe tablă, vedem că negru are puțin armata mai mică, că nu are decât un nebun și un pion pe un turn. Da, Eric, zi. Liniar, foarte bine, da? Dar nu e liniar, e atac dublu, scuze. Cum e atacul? Uită-te aici la acest damă de 2. Deci, încă o dată, damă de 2, câte bătăi fac pe acest tur? 2, nu? Dar în același timp îți atac și turnul din E1. Deci, încă o dată, dacă tu îmi bați, îți dau mată. Și dacă tu nu-mi bați, eu trebuie să fac cu acest turn. Dar nici să nu pot fugi cu el la aiurea în copaci. Că din nou îți dau mată, doar că e în două mutări. Lăsând la o parte că îți bași și turnul, eu vreau să-ți dau mat, pentru că ăsta e scopul șacului. Deci, câteodată, chiar dacă fugi aici, atunci îți iau turnul.
pe care am prin rază X două bătăi. Apropo, rază X știi ce înseamnă? Rază X, da. E procedeul tactic. Astea sunt procedeele tactice de bază ale șahului. Atacul dublu, atacul liniar, legare, rază X. Deci rază X îmi arată mie că de fapt dama asta are rază X asupra acestui turn. Trece prin propriul turn și datorită razelor X are două bătăi negru pe acest turn de la D5. Următoarea, din nou negru la mutare. Atac dublu sau liniar? Armatele fiind egale. Noroc că negru e la mutare. Daniele, vreo idee? Ce trebuie să fac aici? Tu cu negru să câștigi material, executând ori un atac dublu, ori un atac liniar. Dacă te uiți după un atac dublu, te uiți cum poți ataca două piese albe simultan cu o piesă neagră. Dar ce sunt? Albul sau negru? Negru. Negru e la mutare. Iar dacă te uiți după un atac liniar, te uiți după două piese aflate pe aceeași coloană, linie sau diagonală, pe care le poți ataca cu o piesă de atac și poți câștiga material. Bun, te ajut eu, Daniel, e atac liniar. Care două piese sunt pe aceeași diagonală? Zici, foarte bine, foarte bine. Cum le ataci cu nebunul din B7? Dama se dă la o parte și tu iei turnul din spate. Zici, Ștefan. Nebun A6, felicitări. Asta îmi demonstră mie că tu cunoști cât de cât și câmpurile. E coloana de la albină, linia A6, da? Deci nebuna A6 îl obligă pe alb să mute din damă, că altfel o pierde, dar în acest moment pot să-ți bat turnul. Ștefan, știi valoarea pieselor? Câte puncte face un turn? 4. 5. Și câte puncte face un nebun? 3. 3. Foarte bine. E bine să îmi dai 3 lei și să-mi 5 lei? Da. Normal. Mă păcălești, da? Deci, practic, în acest moment, negru rămâne cu armată mai mare și are toate șansele să câștige această partidă. Bun. Albul e la mutare, întoarce-n tabla. Ce este asta? Atac dublu sau atac liniar? Albul fiind la mutare. Asta e o construcție. La prima vedere nu e nici atac dublu, nici atac liniar. Trebuie să-ți construiești o poziție de atac dublu sau de atac liniar. Cine vede mutarea albului? Eric, o vezi? Domnișoară, o vezi? Nu? Ia gândiți-vă, unde duceți dama aia să ataci și atacați cu dama simultan și regele și nebunul ăsta, care oricum e atacat odată. Hai că v-am dat mai mult ajutor, nu pot să-mi dau. Foarte bine, felicitări! Vedeți, când vă puneți întrebarea corect și știți ce să urmăriți într-o partidă, asta înseamnă într-adevăr și puțină claritate în ceea ce jucați pe tablă. Deci acest damă C4 este șah la rege, dar este și un atac asupra nebunului, care el nu este apărat decât o dată, dar tu cu alb ai făcut două bătăi pe el. Deci rege oriunde, să fii sănătos, și la punguță gros, pentru că mi-ai dat 3 puncte, da? Felicitări! Atac dublu sau atac liniar? Albul la mutare. Daniele, uite-te după două piese aflate pe aceeași coloană, pe aceeași diagonală sau pe aceeași linie. Rege și regină. Foarte bine! E pe aceeași diagonală, nu? Da. Apropo, mai e și regele și turnul. Da. E pe aceeași coloană, nu? Da. Deci ai la dispoziție ori damă G2, șah și ți-au dama,
ori dama e 2 și îți iau turnul. Ce prefer? Dama e 2. Corect. Deci, Daniele, tot timpul o faci pe aia în care câștigi cel mai mult material. Dama e 2. La revedere, bye bye. Câștigi în această variantă numai puțin de 9 puncte. Deci, efectiv, după ce regele ăsta sunt de la o parte, bye bye. Puteai să joci și dama e 2, dar când jucai dama e 2, puteai să îl faci pe negru să zică, n-am decât un cal în minus. Ia să te iau și la șahuri, și pe urmă să te iau iar la șahuri, să văd cum scap, mă rog, hai scap, hai să scot o damă. Și se începe să complice partida. Dar în momentul când îi iau dama, e clar că dacă nu cedează, îi dai cu tabla în cap. Îi spui, băi, așa se joacă la Brăila. Glumesc. Atac dublu sau atac liniar? Zi, Daniele. Albul la mutare. Palul și regele. Da, albul e la mutare. Să faci un atac dublu de cal sau furculiță de cal, să zbor turnul ăsta de pe tablă. Știu că știți ce era. Aici, nu? E7, da. Foarte bine. Cale 7, asta e furculiță de cal, da? Și să zicem după rege de 7, calea pe G8. Dar dacă joc aici, ia stai un pic. Dacă joc aici așa. Daniele, zi, joc G4. Mai am un pion, vreau să mă duc să-l transform. Da. Ce joc? Cal F6. Foarte bine. A doua furculiță de cal, da? Excelent. Bravo. Mă gândeam că zici prostioare. Atac dublu sau atac liniar? Albul la mutare. Atac liniar. Atac liniar. Zic cum îl faci. Eu zic că e atac dublu. Dar ia atac dublu. Ia, cum? Îți respect și dacă mi-arăți un atac liniar. Cal F6. Cal F6 pe ce-l bat degeaba. Râd de tine. Ți-l bat și cu nebunul și cu calul și cu ce vreau eu. Eric, îmi propui vreo mutare? Domnișoară, îmi propui vreo mutare? Iar îți uitai numele, de-aia zic domnișoară. Melissa? Milena. Milena? Da, trebuie să scriu neapărat pe... Ștef! Ia uitați-o la mutarea asta, damă C3. Câte bătăi am pe turnul ăsta? Cine spune? Una și prin rază X, două. Dar acest damă C3 mai creează o baterie damă nebun cu dama în față. Mat la G7. Deci nu poți să bați că îți dau mat. Ia uite. Și atunci tu trebuie neapărat să muți, să zicem, un nebun F6. Dar ți-au turnul cu șah. Da? Îți iau turnul cu șah și pe urmă eventual joc un damă C2. Chiar dacă schimbi aici, îl fac pe ăsta torpilă. Pe mă ți-l bat și eu pe ăsta. Mai greu, într-adevăr, dar damă C3 era aici, da? Negru la mutare. Ce este ăsta? Atac dublu sau liniar? Ia să ne uităm, să ne uităm, să ne uităm. Regele fiind aici. Albu are și un pion care stă să se transforme. Da? Uite, asta e o poziție mai complicată. Dar totuși, dacă ne uităm, uitați-vă după un atac dublu. Un atac dublu de damă, cine vede. Să vă ajut. Ca să nu vă lăsați tentați să încercați să-l luați pe ăsta. Pentru că la prima vedere ziceți, aoleu, să pun la papel, că ăsta mai are un pic se transformă în a doua damă. Dar nu. Având în vedere că ai un turn la E8 care păzește câmpul C8, tu te poți
ocupat de o piesă albă neapărată, care poate fi atacată simultan împreună cu regele. Ce piesă albă este neapărată? Zici, Ștefan. Deci răspunde prima dată la, ce, la întrebare care ți-o... Ce piesă albă este neapărată? Care? F4. F4, da? D4 ia. Bun. A, și tu propusești damă de 4, așa. Da, aia e mutarea. Felicitări. Excelent. Deci damă de 4, șah, scuză-mă. Deci, încă o dată, damă de 4, șah și ți-am atacat și piesa neapărată. Deci muți din rege. Bye, bye. Daniele, când primești șah de la cal, câte posibilități ai? Nu există aici, că nu se dă șah cu calul. Dar vreau să te întreb așa, or concurs, cum s-a spune. Când primești șah de la damă sau de la un tur sau de la un nebun, ai trei posibilități. Ori să fugi, ori să bați piesa care îți dă șah, ori să bați ceva între piesa care îți dă șah și regele tău. Când primești șah de la un cal, câte posibilități ai? Una din astea trei pică. Care e aia? Să pun ceva în față. Corect. N-ai ce să pui între un cal și regele tău. Felicitări, Daniel. Calul sare. Exact, exact. Foarte bine. Felicitări. Așa. Aici albă e la untare. Atac dublu sau liniar? Hai că nu mai avem multe, mai avem pe ăsta și încă unul. Și pe nu vă las să jucați. E numai bine. Deci încă o dată, atac dublu sau liniar? Albul la mutare. Da, Eric, zi. Cum? Atac zimi. Dar nu e dublu. Dar mă rog, zi. Corect, corect. Sunt două piese pe aceeași linie. Ia uite-le, Bibi. Zi. Turn ce pat. Felicitări. Și orice ar muta domnul negru va pierde ori cal, ori nebunul, da? Și ultima. Negru la mutare. Atac dublu sau liniar? Liniar. Liniar? Foarte bine. Zi. Excelent! Răspuns foarte bun. Daniela? Iepura și regina pe același popoană. Regele și regina, vrei să spui. Da. Adică regele și dama pe coloana a doua. Da, zici te-o. H cât? 2. Hoțoman 2. Da? Dam H2 șah apărată de către tur. Eu trebuie să fac cu regele. La revedere! Și evident că trebuie să te simți cu alu aici, să cedezi, pentru că nu ai decât un tur pe o damă. Dama fiind mult mai puternică decât un tur. Mersi pentru ascultare.